I feel pretty, oh so pretty, that the city should give me its key. A committee should be organized to honor me. La 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 la. Salut, prieteni Blog Auto! Pentru că v-a plăcut testul nostru cu noul Volkswagen Passat, m-am gândit să mai iau un Volkswagen. Și pentru că nu mai am 20 de ani, acum am copil, gândește altfel. Deci nu mi se mai potrivește Golful, dar nici parcă bani de Passat nu am. Așa că singura alternativă de la Volkswagen rămâne Volkswagen Jetta. Modelul pe care îl testez de la Volkswagen Jetta este noul facelift. Avem la ea o motorizare de 1.4 TSI de 125 de cai. Ăștia care sunt 3 cai în plus față de generația veche vine ca să completeze trecerea de la Euro 5 la Euro 6. Este un motor care se comportă admirabil, vă spun sincer, în oraș, în afară, e elastic, îți dă acea putere de care ai nevoie în turații, dar cam pe la 3000, nu e puturos până în 3000, este ok motorul. Avem și o cutie manuală în 6 rapoarte, care e clar că e precisă, dar este clar că este făcută pentru reducerea consumului, adică are trasele sunt lungi la ea, dar însă este foarte precisă și vă spun sincer, este foarte ușor să o conduc. Consumul, pot să spun că în oraș am încercat să obțin cel mai bun consum posibil, undeva la 8, dar dacă ești bucureștean, cred că ajungi cap pe la 10. În afară, vă spun sincer că am rămas iar surprins, pentru că consumul din afară, tot așa mergând la o viteză, să spun, de 90 la oră, undeva se cifra la 4-5, deci am avea un consum mediu de 6-7, cam pe acolo. Din punctul meu de vedere, este un consum foarte bun pentru o astfel de mașină. Performanțele ei nu sunt notabile, în sensul că nu poți să te aștepți la o Jetta să fie o mașină sportivă. Avem o viteză maximă de 200 km pe oră și 100 ți-o face cam în 9,8-10 secunde, cam pe acolo. Modelul de față m-a impresionat, pentru că ce știam că îmi oferă Golful, am găsit și pe Jetta. Și asta e un lucru foarte bun. Aici amintesc faptul că confortul este cam același. În sensul că la drum lung scaunele te fac să te simți relaxat. Îți oferă o susținere laterală bună. Mașina este destul de stabilă în viraje, în direcție la fel precisă. Chiar dacă suspensia este puțin fermă, pe drumurile noastre își face pe deplin treaba. Ce mai pot să spun la mașină? E că avem un infotainment cu touchscreen, cu o multitudine de funcții, telefon, media, avem CD changer cu 6 CD-uri. Un alt lucru bun la mașină care l-am întâlnit este clima pe două zone. Avem pachetul de iarnă, deci avem încălzire în scaune. E o mașină corectă și cam tot ce ai nevoie la o mașină poți găsi la Jetta. Așa cum sunt lucruri bune la o mașină, trebuie să amintim și de cele mai puțin bune. Și aș începe cu faptul că, în ciuda faptului că suntem în 2015, la modelul de față nu am comenzi pe volan, dar este pe echiparea care o am, deci e o chestie subiectivă. Voi puteți să luați o echipare mai bună și
secință să aveți comenzile pe volan. Dar totuși mă așteptam la bani, niște mă așteptam să am comenzi pe volan. Apoi, pentru că vorbeam de spațiu din spate, spațiul median limitează numărul de pasageri. Adică eu vă recomand întotdeauna să transportați în spate doar două persoane, nu trei, pentru că a treia, cea de mijloc, s-ar simți destul de, nu știu, stânjenită de spațiul limitat la nivelul picioarelor. Un alt lucru, și aici chiar e subiectiv, e vorba că mă aștept totuși mai mult de la Volkswagen. M-am cam săturat de aria asta, de designul ăsta conservator. Vreau ceva, vreau să ofere emoții. Asta e valabil și la exterior. Nu impresionează și am așteptări mari de la Volkswagen, vorba aia că tot am aflat că este al doilea producător mondial. Dar știți cum e până la urmă, se poate să mă înșel eu, că până la urmă e al doilea producător mondial, chiar și Toyota, o mașină care din punctul meu de vedere nu arată nimic. Deci pe partea de design, scuzați-mă. Și Volkswagen tot așa, o arie conservatoare, dar uite că se vinde, așa că, cum am spus, sunt subiectiv. Un alt lucru care îl întâlnești la Volkswagen Jetta și s-ar putea să nu-ți placă, mai ales dacă ai condus și un Volkswagen Golf, este, și aici nu sunt subiectiv deloc, calitatea materialelor este mai inferioară decât la modelul pe care l-am amintit. Aici, auziți? Avem plastic tare, finisajele nu sunt la fel de bune, deci mexicanii unde se fabrică Jetta nu sunt la fel de, cum să spun, la fel de conștiincioși ca nemții. Și per total cam asta ar fi. Acum haideți să vă spun și ceva despre preț. Versiunea pe care o conduc este cea Style. Asta înseamnă versiunea Comfort Line cu ceva opționale în plus. Și asta înseamnă un preț de 18.900 de euro, cam pe acolo. Rivalii lui Volkswagen Jetta. Când spui rival, primul lucru la care te gândești, prima mașină, este Skoda Octavia, cea mai bine vândută mașină din clasa compactă la noi în țară. Cu aceeași motorizare și relativ cu echipări similare, este în jur de 19.000, dacă nu mă înșel, undeva cu 200 de euro mai mult decât Jetta. Un alt rival a modelului este și Hyundai Elantra, de ce nu, care arată bine. Și aici nu pot să spun că am motorizare de 1.4, am motorizare de 1.6 și full, cutie automată, toate dotările, ajunge undeva la 18.000 și ceva. Cea mai ieftină dintre modele este Renault Fluence, cu o echipare medie, cum avem și la modelul de față, dinamic, cu motor de 1.6, tot benzina, ajunge undeva la 16.900. Nu mai puțin decât. În concluzie, eu vă spun, modelul Jetta exact așa poate fi caracterizat. Este un Golf practic, mai practic, cu mai mult spațiu și cu un portbagaj mai bun, mai mare. Sau pot să spun că este un Passat mai mic. Ideea e în felul următor, exact cum am început, asta vă și spun. Dacă sunteți un familist și încep elemente precum spațiu să fie mai importante și nu aveți nici bani pentru un Passat nou, vă recomand Jetta. Și chiar vă recomand motorizarea asta de 1.4, lăsați diesel.
dieselul este, nu mai avem un 6, avem doar cel de 2 litri, entry level-ul este de 110 cai. Eu vi-l recomand pe ăsta pentru că dacă aveți un comportament rutier moderat, puteți ajunge la un consum mediu, cum v-am spus și cum l-am încercat și eu, undeva la 6-7 litri, care, să fim serioși, mai ales cu prețul benzinei care îl avem în zilele noastre mai scăzut decât dieselul, chiar nu mai găsesc utilitatea motoarelor diesel. Cu astea fiind spuse, vă recomand să vizitați site-ul nostru, chiar și pagina noastră de Facebook, ca să fiți la curent cu noutățile și cu test drive-urile care le avem în desfășurare. Vă anunț că luna februarie și martie pentru noi sunt luni grele, în sensul că avem foarte multe mașini pe test drive și spre sfârșitul lunii februarie avem un challenge, o surpriză pentru cititorii Blog Auto, în sensul că se vor întrece o bicicletă și o mașină prin București, parcurgând aceeași distanță. Nu vă spun mai multe, vreau să fie o surpriză. Și cam atât.